Aveți ceva timp de când v-ați transferat în Italia, așa că vă provoc la câteva întrebări despre lucrurile pe care le-ați descoperit acolo. Prima întrebare, ce ai învățat prima oară în italiană? Cred că prima dată am învățat salutul. Buongiorno și cam atât. După ce am început cu altele. Ia un ce faci? Che fai? Cum te strigă colegii de la echipă? Sava. Borbi. Fotbalist preferat din Serie A? Io non sarò. Perché Non trebuie arde? să fie neapărat portare. Chiellini. Buffon sau Donnarumma? Donnarumma. Buffon. Jucător român din toate timpurile pe care îl asociezi cu Italia. Gica Popescu, care a jucat și la Lecce, unde sunt eu acum. Bogdan Lobot. Cel mai spectaculos loc pe care l-ai vizitat în Italia. Roma. Lecce. Este ceva ce ți-ai dori să faci în Italia și nu ai timp? Probabil să vizitez mai multe orașe. La fel. La fel. Ce urăști cel mai mult din Italia? Pastele. Ei bine, următoarea întrebare este pizza și paste preferate. Încep eu? Spune. Paste al pesto și pizza prosciutto e funghi. Pentru mine pizza margherita și paste carbonara. Ce ai învățat să gătești în Italia? Paste. Paste. Și un discurs motivațional din partea fiecăruia, în italiană. Il bocca al lupo per questa stagione. Molta bafta pentru acest stagio. Grazie, mulțumesc. Buona fortuna per la tua carriera. Grazie. Buon noroc pentru cariera ta. Mulțumesc.